facem la întrebări sau așteptați niște declarații de la noi? Dacă așteptați declarații de la noi, o să vă spunem. Am reiterat lucruri pe care l-am anunțat acum câteva ore și lucrurile pe care le-am spus acum câteva zile. Cum vedem noi ieșirea țării din acest impas. Am vorbit despre faptul că preocuparea majoră a blocului acum este eliberarea instituțiilor statului din captivitate. Am reamintit despre pachetul de legi pe care l-am propus noului Parlament pentru vot și am vorbit încă o dată despre lucrurile pe care le-am prezentat astăzi și anume că blocul acum este gata să-și asume, după votarea acestui pachet de legi care ar conduce la dezoligarhizare sau care ar pune începutul procesului de dezoligarhizare a statului, blocul acum este gata să-și asume responsabilitatea pentru un guvern care să ducă la capăt acest proces de construirea unei justiții independente și de îmbunătățirea calității vieții oamenilor. Am insistat pe răbdare. Am insistat pe faptul că e important să discutăm despre conținut, să discutăm despre ce înseamnă pachetul nostru de acte legislative pe care l-am făcut public, în mod transparent, de ceva timp în urmă. Am înțeles că la președinție acest pachet este cunoscut, se știe despre ce este vorba. Am spus că suntem dispuși pentru a discuta cu toți deputații din Parlamentul Republicii Moldova și alte propuneri ce ar viza lupta anticorupție, ce ar viza edificarea statului de drept, scoaterea din captivitatea instituțiilor de drept și de reglementare, astfel încât pachetul nostru de acte legislative să cadă de sprijinul mai multor deputați din Parlamentul Republicii Moldova. Cu domnișoara care... Haideți să vorbim despre lucruri de substanță, lucruri esențiale. Lucrurile astea puteți dumneavoastră să le prezentați, să le dezbateți cât doriți. Noi suntem aici pentru a răspunde la întrebări importante care interesează și cetățenii. Aveți tot feedback cum este să facă să se listă Noi am vorbit despre faptul că prioritatea noastră este eliberarea statului din captivitate. Am venit cu propuneri concrete. Dacă alți deputați au alte propuneri, alte proiecte de lege pe care vor să le propună ca să le examinăm în vederea îndeplinirii acestor obiective, noi le vom analiza pe platformă parlamentară, le vom discuta, dar în contextul acestui pachet pe care l-am propus noi. Și apoi nu plăcutnic este ținta. Plăcutnic este ținta. Este acest regim care s-a înrădăcinat în toate instituțiile statului și mai cu seamă în instituțiile de drept și de justiție, de procuratură. Iată de ce disponibilitatea noastră este de a completa acest pachet de legi ale noastre și cu propunerile altor oameni care ar vota și pachetul nostru și pachetul lor. Vlad Plahotniuc și Partidul Democrat se pare că nu au auzit nici mesajele cetățenilor, nici mesajele ambasadorilor care vorbesc despre necesitatea construirii justiției independente și a statului de drept. Aceste lucruri lipsesc cu desăvârșire din discursul conducerii Partidului Democrat. Și asta vorbește despre intențiile adevărate ale acestui partid. Încă ce am mai spus, Patricia? Dacă nu ne apucăm acum... Pentru că era dat de interes că aveți nevoie de aceste funcții, pentru că poate aveți nevoie de un salariu, Este de-a dreptul amuzant ca personajul cel mai fricos din această țară, și dumneavoastră știți despre ce vorbesc, care este înconjurat de cea mai multă pază, cea mai numeroasă pază, să ne acuze pe noi de faptul că ne-am dorit pază. Noi suntem oameni liberi, nu avem nevoie de pază pentru că nu am comis nicio infracțiune, nicio ilegalitate și ne bucurăm de libertatea noastră. Este
propunerea lor de a sta la masă de dialog locul acum este valabilă. Dumneavoastră, ce spune? Pe fond, pe conținut, pe Parlament, pachetul de oligarhizare a statului și a instituțiilor sale, pe o platformă parlamentară, transparentă, deschisă pentru presă, pentru opinia publică națională și internațională. Cu dumneavoastră acolo în sală. Nu am luat-o înainte, toată lumea a avut suficient timp să-și facă publice soluțiile pentru țară, ofertele. Noi am venit inițial cu pachetul de legi pentru a rezolva cele mai stringente probleme ale țării, după care am venit și cu ideea acestui guvern minoritar, pe care blocul acum este gata să și-l asume, ca să ofere toți pașii pentru soluționarea problemelor, implementarea acestui pachet. Dar spuneți că nu stau în și dacă nu Parlamentul Republicii Moldova este forum în care am fost aleși ca să purtăm discuții în mod transparent și deschis pe toate inițiativele pe care le credem noi importante pentru cetățeni. Și asta vom face. Pe baza discuțiilor pe care le-am avut până în momentul de față, pe baza analizelor destul de profunde pe care le-am făcut, unicul interesat de alegeri anticipate pe baza acestui sistem mix de vot este anume Plahotniuc. Anume Partidul Democrat și toate, tot aturajul său, inclusiv holdingul care îl slujește. Ei sunt interesați de alegeri anticipate. Noi prin faptul că suntem gata să ne asumăm chiar și un guvern minoritar, ceea ce presupune riscuri mari pentru noi, demonstrăm că nu suntem noi cei care împingem țara în alegeri anticipate. Noi suntem cei mai curajoși. Dacă noi suntem singurii care am venit cu această idee a guvernului minoritar. Dacă nu vă aceste descundeți, ce urmează? Ce a făcut domnului Dumnezeu? El a ascultat mesajul nostru și mai departe o să îl întrebați dumneavoastră, o să vedem care vor fi acțiunile dumneavoastră. Deci am să vă convic că ascultați cu puțin negociere cu celălalt partid. A spus părerea dânsului cu privire la deznodământul în această situație, am luat act de ceea ce ne-a spus domnia sa. Vom continua să promovăm pachetul nostru de acte pe aceeași platformă de care am vorbit deja. Una transparentă, una parlamentară, la care dumneavoastră să fiți parte. Dumneavoastră, presa, societatea civilă să fie parte. Noi am decis să continuăm parteneriatul în cadrul unui nou acord prin crearea blocului politic acum. Vă amintesc că până acum a fost blocul electoral acum. E firesc să devină blocul politic acum. Pentru cei de la holdingul lui Plahotniuc, repetăm, blocul acum, blocul electoral acum și-a încetat existența la 3 zile din momentul în care au fost validate mandatele de deputat al celor 26 de oameni. Astăzi am făcut ceea ce aștepta fiecare cetățean care ne-a dat votul. Am refăcut blocul acum în formula sa politică, care vizează activitatea noastră în viitor și poate esențial este faptul că la alegerile locale din acest an, bănuim, vom merge uniți așa cum am făcut-o de-a lungul timpului. În cadrul prezidențialilor, în cadrul alegerilor anticipate municipale, la Chișinău și în cadrul alegerilor parlamentare de anul acesta. Suntem două partide politice, apreciem îngrijorările dumneavoastră, dar vă asigurăm că nu este niciun pericol pentru parteneriatul nostru de mai departe. Am venit astăzi ca să oferim o soluție pentru situația, pentru impasul politic, o soluție cap-coadă, instrumentul pentru ca să punem în aplicare inițiativele de dezoligarhizare a statului și de implementarea celorlalte angajamente care ar conduce la îmbunătățirea calității vieții oamenilor din Republica Moldova, inclusiv prin restabilirea relațiilor cu partenerii de dezvoltare. Știți că de 2 ani de zile Republica Moldova nu primește niciun bănuț din partea Uniunii Europene din cauza acțiunilor antidemocratice ale acestei guvernări.
Noi, blocul acum, reprezentăm singura forță politică credibilă în Occident, capabilă să restabilească rapid relațiile și să obțină finanțare de cel puțin 200 de milioane de euro în primele 6 luni de guvernare. Care sunt șansele ca aceste două candidaturi să fie acceptate, având în vedere că ați refuzat să discuteți? Aceste lucruri o să le vedem în continuare în Parlament. Vă mulțumim! La revedere!